face frică. Părinte, iată-le lor, nu știu ce fac. Despre ca să nu avem dușmănie unii cu alții. Părintele ne ajută foarte mult, fiindcă din neajunsurile noastre putem să avem mai mult decât avem. Părintele nostru ne ajută foarte mult. Fără alți oameni n-ar putea să ne ajute singuri, chiar pe toți. Multă sănătate și să aibă grijă bună Dumnezeu de ei și o să mă rog mereu pentru ei. Pe că sunt darnici, fac darnici, pentru că ajută copiii. Ați venit pentru ca să ne primați și să vadă și oamenii care nu ne ajută cum se zbate părintele pentru noi. Pentru că părintele se străduiește pentru noi. Să ne ajute cu ce poți. Da. Să încerce să ne ajute și pe noi, că noi nu suntem copii care au toate poftele. Să poată să ajute pe copii, că părintele vrea să ajute, dar nu poate singur. Prima bucuria care mi-a făcut-o părintele a fost când mi-a zis că mi-a trimis cineva o bicicletă și mai multe hăinuțe. Eu le-a spune că dacă ar vrea să-l ajute pe părintele, că părintele nu poate singur, și le-aș zice să ne ajute pe toți, nu numai pe unul. Bâlea Nicoleta! Ăștia care v-am strigat să nu plecați ca să vă luați pachetele, da? După masă. Iisuse Hristoase, binecuvintează mâncarea și băutura robilor Tăi, că sfânte și toate le sfințești. Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim foarte mult celor care ne ajută! Mulțumim foarte mult!